La ora actuală, biroul șefului administrației județene este amplasat la nivelul 2 al clădirii, iar cel al prefectului la etajul 1. Gheorghe Flutur a spus că nu este normal ca cei care vin să-și rezolve o problemă la prefectură sau la Consiliul Județean să-și rupă nasturii de la haine pe holurile întunecoase și înguste de pe culoarele laterale ale clădirii. Gheorghe Flutur a mai spus că prin reorganizarea de spații se urmărește un acces mai bun al persoanelor la autorități. Clădirea Palatului Administrativ se află în proprietatea administrației județene și, prin urmare, doar această instituție are dreptul să o renoveze. Un acces mai, mai bun al populației la autoritățile județene, atât la nivelul Consiliului Județean, cât și a prefecturii, a instituției prefectului, spații pentru primirea populației, cât și pentru salariați. Deci o, o reorganizare. Eu cred că această, aceste holuri întunecoase pe care îi intri și îți rup nasturii la haină, pentru că intrarea centrală este închisă, după ora 3 închis Palatul Administrativ, nu e în regulă.